mulțumesc! Nici bine nu au ajuns pe băncile Academiei de Poliție și vor deja să se ia la trântă cu infractorii. Unii sunt foști câștigători de titluri de Miss și Mister, alții sunt timizi, dar toți au depus astăzi jurământul de credință. Au primit deja uniformele și li s-a atras atenția că, până să se bată cu dosarele penale, vor pune burta pe carte. Ura! Ura! E bucuria începutului. Sunt de astăzi studenți polițiști. 3 ani vor sta în academie, dar unii își doresc deja acțiune din prima zi. În grupurile de tineri se vorbește despre provocările din stradă. Cazul Boureanu e celebru, iar fetele, oricât de firave ar fi, își schimbă pe loc tonul. Dăm pe ei! Dăm pe ei! Paramilă! Paramilă! Câte bătaie știu? Destul la câte e nevoie. Printre studenți e și ultimul câștigător al concursului de frumusețe, Mister Oltenia. Știe că în misiune nu va fi ca pe podium. Infractori tot o să fie, poate cu mai mult tupeu, acum că o să se schimbe regile de partea lor. Bunica își face griji și mai mari pentru nepotul ei. M-am tremurat toată aceea. Eu l-am crescut de la 4 zile. Nu știi, bătaie. Dar să primească. Să primească. Profesorii Academiei îi avertizează pe studenți că urmează mai întâi o perioadă cu bătăi de cap. Bătaia a început de mult, dar nu o bătaie fizică, a fost o bătaie strânsă pe numărul de locuri scoase în concurs, învață și deprinde pe arte marțiale și pe tehnici de autoapărare. Deșteptare la ora 6 dimineața, stingere la ora 22. Nu ai o notă peste 8-8.50, atunci permisia rămâne în așteptare pentru săptămâna următoare. Întrucât nu se știe când va avea loc următoarea întâlnire cu cei dragi, mulți au profitat astăzi de fiecare minut pentru o îmbrățișare. Nu toți reușesc să termine academia. Situația din ultimii ani arată că unul din 10 studenți renunță înainte de absolvire.